Mehedințiul în culori. Vorbim despre o expoziție ce a fost vernisată la Palatul Culturii Teodor Costescu și care poartă semnătura artistului Mircea Popescu. Acesta a reușit să surprindă pe pânză locuri care dau culoare județului nostru, reușind să-l individualizeze. Tema expoziției noastre de astăzi este Mehedințiul în culoare. Înainte de a mai spune două, trei cuvinte despre această expoziție, vreau să mulțumesc oaspeților. Artistul și jurnalistul mehedințean Mircea Popescu expune zilele acestea pentru a doua oară la Palatul Culturii Teodor Costescu. Preț de ani buni, acesta a pictat locuri și edificii reprezentative din județul nostru pe care le-a încărcat cu emoție și culoare. În primul rând, eu sunt jurnalist, fac presă de 26 de ani, iar aceasta este o pasiune mai veche. Este cea de-a doua expoziție personală a mea. De această dată am intitulat-o Mehedințul în culori, deoarece surprinde peisaje din județul Mehedinți. Sunt trei tipuri de lucrări. Peisaje reprezentând obiective turistice din județul Mehedinți, peisaje citadine din Drobeta, Turnul Severin și Orșova și peisaje din județul Mehedinți, care unele pot fi recunoscute, altele nu pot fi recunoscute. Cu talent, imaginație și pasiune, artistul plastic Mircea Popescu a deschis la Palatul Culturii Teodor Costescu, în sala Gheorghe Anghel, o frumoasă expoziție dedicată locurilor emblematice din Drobeta, Turnul Severin și din Mehedinți. Cu o pasiune extraordinară pentru peisaj și pentru culoare. La vernisaj au participat oameni de cultură, scriitori, dar și autorități locale și județene. Lucrările pictorului Mircea Popescu, un pictor renumit în Drobeta, Turnul Severin și nu numai, în special pentru toate lucrările din județ al nostru, care promovează județul Mehedinți și municipiul Drobeta, Turnul Severin, cu picturile sale viu colorate, diversificate și, într-adevăr, pline de substanță. Se vede că sunt ani de trudă și sudoare, pe care i-a investit în a face picturi care să fie cu siguranță pe gustul publicului. Vă invit toți sevenienii să participe în această perioadă cât e expoziția deschisă, să vină la Palatul Culturii, să vină la sala Gheorghe Anghel, pentru că sunt convins că vor găsi picturii cu care să rezoneze. Iată că Mehedințul, Drobeta, Turnul Severin, există prin aceste lucrări și nu mi-am închipuit că totuși sunt oameni care din diferite unghiuri pot să se aplece asupra județului nostru, asupra municipiului Drobeta, Turnul Severin. Lucrările pot fi admirate la sala Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu până la sfârșitul lunii septembrie.